Deputatul Petru Burduj a spus că introducerea unui moratoriu asupra controalelor fiscale programate și neprogramate este necesară pentru a sprijini agenții economici afectați de restricțiile pandemice și de criza gazelor. Potrivit autorilor, o inițiativă similară a fost implementată în 2021 de către socialiști și a dat roade. Burduj a adăugat că această inițiativă va permite agenților economici să investească fondurile economisite și să evite amenzile și penalitățile. Pachetul de proiecte de legi propuse de deputații PSRM include și o amnistie fiscală și un plafon salarial pentru funcționarii publici de rang înalt, unii dintre care au venituri lunare cuprinse între 60.000 și 120.000 de lei. Preconizăm ca pentru perioada martie-decembrie 2022 salariul lunar calculat pentru demnitarii publici să fie plafonat până la 2 salarii medii pe economie. Asta, de fapt, ar însemna salariul mediu pe economie stabilit în decembrie de circa 9.900 de lei, ar urma să nu depășească 19.800 de lei salariu plafonat pentru demnitarii cu funcții publice. În plus, deputații își propun să faciliteze viața acelor cetățeni care rambursează împrumuturi la bănci, lucru deosebit de important, având în vedere numărul mare de astfel de persoane, creșterea prețurilor și creșterea dobânzilor la credite, spun socialiștii. Prevedem în proiectul de lege ca toate creditele pe care le au cetățenii să fie prelungite termenul de credit până la cel puțin 90 de zile la solicitarea persoanei fizice și nu în cele din urmă băncile comerciale să nu calculeze comisioane suplimentare sau dobânzi suplimentare pentru întârzierea plăților la extinderea termenului de contract. De asemenea, pachetul de legi propuse prevede introducerea unei cote zero TVA la profiturile reinvestite, precum și prelungirea termenului de depunere și plata a declarațiilor fiscale. Urmarea consecințelor destructibile a crizei energetice și pandemice, în scopul păstrării locurilor de muncă, creierii condițiilor favorabile pentru susținerea business-ului din Republica Moldova, evitării presiunilor financiare ale statului în activitatea întreprinzătorilor, optimizării legislative privind povara financiară fiscală asupra întreprinderilor care desfășoară activitate de întreprinzător și creării premizelor pentru păstrarea locurilor de muncă și viabilității activității de întreprinzător, venim cu propuneri privind prelungirea termenilor de declarare și achitare a impozitului pe venit pentru anul 2021. Deputații propun ca prelungirea termenului de depunere și plata declarațiilor fiscale să fie valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Toate aceste inițiative urmează a fi incluse pe ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului pentru examinare și aprobare.